Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, angajatorii sălăjeni oferă persoanelor aflate în căutarea unei slujbe 66 de posturi vacante. Majoritatea locurilor de muncă din oferta de angajare sunt în domeniul construcțiilor și în cel al serviciilor. Angajatorii caută muncitori necalificați, zidari, zugravi, dulgheri, tencuitori, dar și brutari, bucătari și ospătari. Există însă și un post vacant de controlor calitate pentru absolvenții de studii superioare.